Efeseni, capitolul 2. Și pe voi, fii mărți cu păcatele și cu greșelile, între care adinioară te umblot, după viacă lumea aceștia, după stăpânitorul, miluințe Văzuhului, Duhului Celui ce-a conductează, într-o fii neascultări, într-o carele și noi, toți am petrecut odinioară, într-o poftele trupului nostru, făcând voile trupului, și ale cugetelor, și eram fii din fire, orice ei ca și ceilalți, iar Dumnezeu bogat fiind într-o milă, pentru cea multă lui dragoste, care au iubit pe noi și pe noi, morți fiind cu greșelile, împreună vii, nefăcut cu Hristos, cu darul sunteți mântuiți, și împreună sculăți și împreună șezăm în cele cerești, într-o Iisus Hristos, ca să arate în veacurile cele viitoare, și-a preadeprisosit bogăția darului noi cu bunătate asupra voastră într-o Hristos Iisus, pentru că cu darul sunteți mântuiți prin credință, și acesta nu de la voi, a lui Dumnezeu e darul, nu din faptă, ca nu ne știne să se ferească. Pentru că facerea noi suntem zilnic fiind întru Hristos Iisus, spre fapte bune, care le înainte au gătit Dumnezeu, că-ntru ele să umblăm, pentru aceea duceți-vă aminte, că voi care erați odinioară, nimeni în trup, ceea ce să zic, ne tăiați împrejur de ceea ce să zicem, împrejur tăiat pentru care e făcută de mână, că erați în vremea aceea osemiți de Hristos, înstrinați de petrecerea lui Israel și strini de legăturile măgăduinței, nădejde neavând și fără Dumnezeu în lume. Iar acum, într-o Hristos Iisus, voi ceea ce odinioară erați departe, aproape v-ați făcut într-o sângele lui Hristos, pentru că El este pacea noastră, cena ce-a făcut amândouă, una și mijlocul păretelui gardului au dezlegat vrajbă cu trupul lui. Legea poruncilor care era pusă în obicei strică ca prea cei doi se zidească într-un el un om nou făcând pace, și se împace prea mândoi într-un trup cu Dumnezeu prin cruce,
avut în vrajba cu el. Și venind a vestit pace vouă, celor de departe și celor de aproape, căci finir avem apropiere, amândoi conduc către Părintele. Deci doar nu mai sunteți străini și nemernici, ci împreună petrecători cu sfinții și de casa lui Dumnezeu, zidiți fiind peste temelia apostolilor și prorocilor, fiind în capul unghiului singur, Iisus Hristos, într-o corele, toate zidirile, împreună alcătuindu-se, crește spre biserică, sfânt într-o Domnul, într-o corele și voi, împreună vă zidiți spre lăcașul lui Dumnezeu cu Duhul.